Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou video, un video cu o temă extraordinar de importantă. Oare care este tema? În acest video vom vorbi despre bullying. Noi avem niște tineri la centrul nostru creștin Jesus Generation și ei o să vă spună pe parcursul materialului nostru câteva lucruri din viața lor personală. Așa că acest material l-am făcut împreună cu tinerii noștri de la centrul creștin Jesus Generation. Haideți să plonjăm în această temă practic și să vedem de unde vine acest termen bullying. Cuvântul bullying vine de la cuvântul englezesc bully, care înseamnă bătăuș, hooligan. Pe vremea noastră nu cred că era termenul ăsta, asta e un termen puțin mai nou. Dar haideți să vedem mai concret ce înseamnă de fapt sau care este definiția bullying-ului. Bullying-ul este o formă de comportament agresiv în care cineva agresează, hărțuiește, persecută sau intimidează în mod intenționat și repetat o altă persoană. Bullying-ul este intenționat. Agresorul intenționat vrea să facă rău. Cei care agresează pe alții își folosesc puterea, cum ar fi forța fizică, accesul la informații stânjenitoare pentru a controla sau a face rău altora. Agresorul își alege victima, care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. Bullying-ul include acțiuni precum amenințarea, răspândirea zvonurilor, atacarea fizică sau verbală și excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup. De multe ori începe ca un joc, însă se transformă într-un abuz care poate avea efecte foarte grave. Da, acesta este bullying-ul. Haideți să vedem acum unde poate avea loc bullying-ul. Foarte, foarte des se întâmplă lucrul acesta la școală. Da, la școală este mediul în care de multe ori tinerii și copiii se plâng că au avut parte de bullying. La locul de joacă, pentru cei mai mici, în cercul de prieteni, în familie, la locul de muncă sau chiar pe internet. În fenomenul bullying sunt implicate două mari părți, agresorul și victima. Nu? Ce face agresorul? Agresorul vrea să fie cel mai cool, rănindu-i, intimidându-i sau jignindu-i pe cei din jurul său. Este temperamental, inflexibil, încrezător și nu îi place să accepte regulile. De cele mai multe ori nu are empatie și chiar se bucură să producă dureri celorlalți. Dorește să domine și să-i controleze pe ceilalți. Exagerează în situații obișnuite. Agresorul abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalți, deliberat și în mod repetat. Haideți să vedem cum este victima sau persoana agresată. Este plină de frică, nu se teme. Să știți că persoanele agresate sau cei care sunt predispuși să devină victime au anumite caracteristici. Haideți să vedem care sunt aceste caracteristici ale persoanelor care sunt predispuse să devină victime. Supraponderali sau subponderali? Adică prea greași sau prea slabi. Au abilități sociale scăzute. Au puțin prieteni sau nu au prieteni deloc. Sunt săraci sau bogați. Au religie sau rasă diferită. Sunt scumi sau prea înalți. Au slabe abilități sportive. Sunt inteligenți sau talentați. Da, de multe ori se întâmplă că cei care învață bine sunt luați în râs, în batjocoră de cei care nu învață. Nu, mie mi se pare ciudat chestia asta, nu? Și până la urmă cred că e vorba aici și de invidie, nu? Când cei care sunt așa mai prostovani văd că pe ceilalți că învață, că sunt deștepți, că se pricep, nu? Îi invidiază, nu? Și de aceea, ca să compenseze, ei încep să-și bată joc de cei care învață bine, de cei care sunt inteligenți, care sunt talentați.
Ai avut colegi care au avut parte de bullying? Da. Și cum au reacționat? Păi, aveam în clasă o colegă care tot timpul o făcea pe o colegă de-a noastră care învață foarte bine, Tocilară. Și întotdeauna arunca cu ea cu hârtie în ea, nu o lăsa în pace, spunea că e Tocilară, că ea are numai note de 10 și că dacă eu o să iei o notă mică o să plângă sau chestii de astea. Sau au dizabilități fizice. Sau sunt persoane noi din grup, sau sunt străini. Sau au părinți divorțați, nu? Atunci când un băiețel, să zicem, trăiește într-o familie în care trăiește doar cu maică sa, părinții sunt divorțați, taică s-o este în altă parte, toți copiii de la școală știu că el nu are tată, nu? Și atunci este predispus la bătaie, la batjocură, la tratamente de acest fel, nu? Pentru că acei copii știu că n-are tată, n-are cine să vină să ia de urechi, nu? Așa că, chiar și din acest punct de vedere, divorțul aduce o greutate în viața copilului. Dar poate că tu îți spui, nu există la noi în România, poate există în America acest fenomen bullying, poate că există în alte țări, dar la noi în România nu există. Vei, vreau să spun că la noi în România acest fenomen este prezent și încă este prezent de foarte, foarte mulți ani. Tu ai avut parte de bullying? Mai de mult, da, când am fost în clasele primare. Motivele pentru care luam bullying era din cauza pentru că eram o fire foarte... Eram închis în propria mea bulă și din cauza naționalității, fiind născut în altă țară, în Italia, mi se spunea cum că aș fi italian prost sau nu, mai multe, mi s-au adresat destule jigniri la, din cauza asta și a felului meu de a fi, de a mă comporta. Tu ai avut parte de bullying? Da. Am avut parte de cyberbullying. Ok. Ce înseamnă cyberbullying până la urmă? Cyberbullying înseamnă când primești bullying pe internet. Și cum ai primit tu bullying pe internet, de exemplu? Cineva m-a scris anonim niște cuvinte urâte despre mine. Și tu cum ai reacționat? La început am fost surprinsă, după am fost supărată și după tristă. Mm-hmm. Și ce ai făcut? Ai făcut ceva sau? Am dat cu pumnii în pereți până m-a curs sânge. Maoleu, asta e gravă situația. Și nu ai scris înapoi nimic? Am dat bloc. Aha. Tu ai avut parte de bullying. Da. De la anumiți colegi, dar am încercat să nu-i bag în seamă. I-am ignorat. Și n-am pus la suflet ceea ce îmi ziceau ei. Mm-hmm. Dar ce putea să spună ție? Păi mă jigneau. De ce? Pentru că eu eram mai retrasă. Și de obicei toți stăteau într-un grup, eu eram singură în bancă. Da, și cum ai făcut să treci peste asta? I-am ignorat și am încercat să trec peste prin descărcându-mă la prieteni. Deci e foarte important să avem prieteni, nu? Da, care ne înțeleg și nu ne dau bullying, pentru că cei care ne dau bullying nu sunt prieteni adevărați. Am trecut prin bullying și nu mi-a fost bine și nici greu și nici ușor, de fapt. Poate fi pe termen lung și pe termen scurt și trebuie neapărat, dacă treci prin acest lucru, trebuie neapărat să ceri ajutor. Nu te închide în tine pentru că nu este bine și să nu fii foarte narcisist, să zici că mă pot vindeca, nu te poți vindeca, trebuie să ceri ajutorul
unui psiholog sau mai ales părinților să le spui, pentru că altfel se pot duce la chestii mai grave. Depinde, poți să ajungi chiar și să îți iei viața și nu este bine deloc. Mai ales dacă ești un copil, pentru că copiii sunt foarte afectați mai ales și dacă ești și sensibil, ești și mai nașpa. Dar îți dau un sfat, să nu pui la suflet. Asta e singurul lucru care te poate ajuta. Care a fost primul lucru pe care l-ai simțit tu când ai avut parte de bullying? Simțeam că lumea nu mă vrea prin jurul lor și că nu mă vor prin preajmă. Simțeam că nimeni nu mă vrea, se îndepărtau de ei. Mă vedeau diferit și eram diferită, dar totul nu e. Nu pot să fiu la fel. Asta e foarte special, că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Dacă eram la fel, eram foarte plictisitor, ca să zic așa. Și te simți trist, singur, vrei să fii doar tu, te obișnuiești cu așa ceva și nu e foarte bine. Ai nevoie de oameni. Și depărtează-te de persoanele care îți fac bullying. Încearcă să ignori și dacă ți-e greu, o să-ți fie greu la început, o să-ți fie foarte greu, extrem de greu. Dar asta e, n-ai ce face. Oamenii sunt răi, oamenii sunt nesimțiți, oamenii îți vor rău. Dar apropie-te de Dumnezeu. El este prietenul tău, El este ajutorul tău, El este unul care te poate vindeca și care o să te înțeleagă acea durere mare pe care o ai, care oamenii ți-o provocă. Dumnezeu nu te dezamăgește niciodată. Oricât de mult ai greși, te iubește foarte mult. Și să știi asta. Dar spune-ne, ai reușit să treci peste bullying? Peste primul bullying, cât de cât. Toată clasa era împotriva mea, iar m-am mutat la altă școală și a fost mai ok. Dar acum, în clasa 7, a început o fată din clasa mea să-mi amintea bullying mai odată. Și încerc să trec peste, încerc să nu ba la suflet, dar nu poți. Tot te afectează, tot te enervezi, tot îți vine să faci ce vrei. Dar ignoro și știi că să-ți fie greu la început. Ignoro, nu băga la suflet, încearcă să găsești alinare în altă parte. Nu știu, să fii cu prietenii, să nu o bagi în seamă, să încerci efectiv să o ignori, că ignoranța doare cel mai tare. Și o să vadă dacă nu o bagi în seamă, nu bagi la suflet. Dacă nu, efectiv, dacă nu o, să zic, nu te bagi în joc cu ei, ea o să vadă că n-are ce face cu tine și o să plece la altcineva. Deci, ăsta e cel mai important lucru. Așa că, pentru a-ți demonstra că în România bullying-ul este ceva real, ți-am pregătit câteva statistici. Conform datelor UNICEF, România este pe primul loc în Europa la numărul de elevi cu vârsta între 11 și 15 ani care agresează alți colegi. Aproape jumătate din copiii din România, 46%, au fost la un moment sau altul victime ale bullying-ului. 53% din aceștia fiind fete și 47% băieți. Asociația Telefonul Copilului a înregistrat 2907 cazuri de bullying în România, 45,72% din cazuri vizând violența fizică, 22,86% violența verbală, 15,24% abuzul emoțional și 14,28% abuzul relațional. Deci bullying-ul este o realitate în România. Haideți să vedem acum câte tipuri de bullying există. Există 4 tipuri de bullying. Primul este bullying-ul verbal. Bullying-ul verbal este caracterizat prin acțiuni verbal rău intenționate, cum ar fi tachinarea, poreclele, comentarii sexuale neadecvate, sarcasm, insulte, jigniri, amenințarea de a provoca ceva rău. Adică, cu alte cuvinte, copilul, elevul sau tânărul este practic agresat verbal, nu? Porecla este una dintre formele obișnuite de agresare verbală, nu? Tu ai avut poreclă?
Nu mi-aduc aminte să fi avut eu o poreclă, dar știu că era un nume care mă deranja foarte tare. Deci, fiindcă numele meu este Elena, mi se zicea câteodată Ileana. Și asta nu-mi plăcea deloc, pentru că era o bătrână cu numele acesta, o învecinătate, de care își băteau joc vecinii mei. Și dacă îmi ziceau numele acesta Ileana, asta era pentru mine o, nu știu, o supărare mare. Da, nu te-ai gândit că Ileana poate să fie Ileana Cosânzeana, nu? Deci o prințesă, nu? Da, dar în situația mea atunci nu mă gândeam la asta, dar mă gândeam la ceva ce nu-mi plăcea. Da, deci pe parcursul copilăriei mele eu am avut mai multe porecle. La noi în clasă toți băieții aveau nume de animale. Mi-aduc aminte că aveam un coleg la care îi spuneam Șobolanu, de exemplu. Eu eram Cucoțu sau Vierme, mi se spunea că eram foarte slab și din cauza aceasta copiii își băteau foarte tare joc de mine. Deci porecla este o formă de bullying verbal. Haideți să trecem puțin mai departe să vedem care este o altă formă sau un alt tip de bullying. Bullyingul fizic presupune rănirea fizică sau distrugerea posesiunilor cuiva pentru a-l intimida. Adică îl bați pur și simplu, îl împingi, îl îmbrâncești, îi distrugi lucrurile, nu? Deci acesta este bullying-ul fizic, nu? Atunci când deja treci la bătaie, când deja nu te mai mulțumește doar bullying-ul verbal, nu? Desigur, îmbrâncirea în școală este o formă de bullying. Păi da, imaginează-ți că în momentul în care se sună, nu, toți ies buluc pe ușă, scapă cine poate, nu? Hai să mergem mai departe, să vedem altă formă a bullying-ului. Bullying-ul social. Uneori, denumit bullying relațional, se referă la lezarea reputației sau a relațiilor unei persoane. Adică momentul în care copiii se exclud unul pe altul, se izolează intenționat, nu? Sau se influențează unul pe altul de a nu vorbi cu o altă persoană sau un alt elev, nu? Fetele de regulă fac ele așa, hai să nu o băgăm în seamă pe Maria, de exemplu, nu? Și o exclud practic din grupul lor. Deci asta înseamnă de fapt bullying-ul social. Bârfitul, nu? Bârfitul care? Cine face mai mult? Fetele sau băieții? Cred că fetele. Cred că fetele. Dar și băieții fac destul. Și băieții bârfesc destul. Sau punerea unei persoane într-o situație stânjenitoare în public, nu? Deci și asta face parte din bullying-ul social, nu? Atunci când în public îi spui defectele, nu? Cuiva. Da. Deci nu-i normal și nu-i bine să faci astfel de lucruri, nu? Dar se întâmplă. Bullying-ul social există. Și acum haideți să trecem puțin mai departe la ultima categorie sau ultimul tip de bullying, care este bullying-ul electronic sau cyberbullying-ul. Dar hai să vedem ce înseamnă asta, cyberbullying. Este acea formă de bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Agresiunea de tip bullying față-înfață și cea în mediul online se poate petrece concomitent. Totuși, cyberbullying lasă amprente digitale, rămân înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi dovezi necesare pentru a putea pune capăt agresiunii. Da, deci sunt și în mediul online forme de bullying. Și hai să dăm câteva exemple. Nu? Deci un exemplu ar fi atunci în momentul în care răspândești poze sau filmări jenante cu cineva sau poze jenante cu cineva, nu, pe rețelele de socializare. Nu, toată lumea vede și persoana care îi impoză cade în ochii lumii, nu? Parcă, nu? Deci, ăsta este un exemplu, nu? Așa că în mediul online poate să fie foarte, foarte mult bullying. Haideți să vedem un alt exemplu de cyberbullying.
transmiterea de mesaje supărătoare, intimidante sau de amenințări prin platforme de schimb de mesaje. Da, și noi am primit mesaje din astea jignitoare, mesaje urâte, înjurături. Deci, se întâmplă asta, nu? Prin niște oameni care nici nu poți imagina că poate să facă așa ceva. În mediul online poți să fii cine vrei să fii tu, nu? Poți să fii și Batman, poți să fii și fată chiar dacă ești băiat, nu? Și poți să faci multe chestii urâte. Așa că în mediul online bullying-ul este foarte agresiv. Este mult mai agresiv decât în viața reală, nu? În viața fizică sau viața reală, nu? Hai să vedem un alt exemplu de cyberbullying. Furarea identității unei persoane și transmiterea în numele acestuia de mesaje răvoitoare cuiva. Deci îți dai seama, în momentul în care îți fură identitatea și spune că ești tu, ăsta e deja la un alt nivel. Deci ăsta e mult mai rău ca orice alt bullying de pe planetă, nu? Și foarte periculos. Și foarte da. Periculos, da. Haideți acum să vedem care sunt cauzele bullying-ului. Expunerea la violența unei persoane poate duce la fenomen de bullying. Și mă gândesc la copiii care trăiesc în familiile astea dezorganizate, în care mama și tata se bat, se înjură, vorbesc cuvinte urâte unul celuilalt, nu? Și atunci copilul vede aceste lucruri. Nu? Și atunci el ce face? El face același lucru, nu? Și de aici, de la familie, pornește totul. Deci, cauza primordială a bullying-ului este familia. Nu? Dacă nu există armonie în familie, atunci copiii vor deveni agresori până la urmă. Se consideră că cei care provoacă bullying sunt cei care nu primesc destulă atenție. Cei care provoacă bullying doresc să iasă în evidență, să braveze, să acționeze în consecință. Lipsa de afecțiune, de aprobare, de îndrumare, de feedback pozitiv, lipsa iubirii, neglijarea sunt factori facilitatori pentru bullying. Iată că dacă copilul nu este educat cum trebuie sau dacă copilului nu-i dai atenția de care el are nevoie, poate să devină un agresor până la urmă. Copiii care sunt agresori sunt de fapt cei care vor să demonstreze în forță, din păcate, că au o bună stimă de sine, că dețin controlul și sunt superiori celorlalți. Da, de fapt nu este așa. Cei care agresează pe ceilalți au o stimă săracă de sine, de fapt. Nu? Deci eu am văzut în ziua de astăzi tineri cu o stimă foarte scăzută. Nu? Parcă epoca în care noi trăim este epoca tinerilor cu stimă săracă de sine, nu? Dacă îi pui să facă ceva sau să spună ceva sau să te ajute la ceva, imediat spun nu pot, nu știu, nu mă bag, le este frică să facă ceva, le este frică să greșească practic, nu? Cum să înveți dacă nu greșești, nu? N-ai cum. Deci tinerii din ziua de astăzi au o stimă scăzută de sine și asta îi face de fapt pe unii dintre ei să devină agresori mai apoi. Familiile unde se folosește adesea pedeapsa corporală constituie un mediu prielnic pentru dezvoltarea comportamentului deviant de tip bullying. Deci iată, cauza primordială a bullying-ului este familia. O familie dezorganizată sau vizionarea în permanență a violenței, nu, duce la agresiune, duce la a deveni agresor practic, nu? Deci uitați, acestea sunt cauzele bullying-ului și trebuie să ne gândim că în ziua de astăzi familiile sunt cele mai vulnerabile. Nu sunt foarte multe familii dezorganizate, foarte mulți părinți care se bat. Părinți care se omoară, practic, am văzut multe știri la televizor despre asta. Așa că bullying-ul în România este o realitate și cauzele primordiale vin de la o familie dezorganizată, de la o familie în care nu există armonie.
Haideți acum să vedem care sunt urmările bullying-ului. Una dintre cea mai evidentă urmare este depresia. Apoi suicidul, automutilarea. Fuga de acasă. Abandonul școlar, fobia școlară. Ministerul Învățământului se stresează de câțiva ani cum să facă să nu mai fie un abandon școlar atât de evident. Ei, dacă vrea Ministerul Învățământului să rezolve această problemă, cred că ar trebui să rezolve în primul rând bullying-ul. Bullying-ul școlar, nu? Când rezolvi acest fenomen și când lupți împotriva lui, atunci nu va mai exista un abandon școlar atât de mare. Așa că ăsta e un pont pe care îl dau Ministerului Învățământului. Un alt efect este anxietatea. Problemele emoționale. Stima de sine scăzută. Probleme sociale. Deci iată câte urmări și câte efecte negative are bullying-ul. Haideți acum să vedem care sunt soluțiile, care este soluția pentru stoparea acestui fenomen bullying. Combaterea bullying-ului este un efort colectiv. Este datoria tuturor să identifice, raporteze și să oprească bullying-ul. Elevi, profesori, părinți și autorități. Deci dacă bullying-ul există într-o așa mare procent în România, știți ce înseamnă? Înseamnă că încă elevii, profesorii, părinții și autoritățile nu s-au unit. Pentru că trebuie să fie un efort colectiv, nu? Degeaba vine părintele și vorbește cu profesorul, uite, copilul meu are parte de bullying în fiecare zi. Și profesorul întoarce spatele și nu face nimic. Deci nu se rezolvă nimic dacă părinții nu se unesc împreună cu profesorii, nu? Pentru eradicarea acestei boli, bullying, nu? O altă soluție ar fi ca profesorii să participe la cursuri despre combaterea bullying-ului. Da, numai că în ziua de astăzi foarte greu e să faci cursuri despre asta. Cine face cursuri despre bullying? Tu ai auzit despre vreun curs din ăsta, despre informații, despre soluții pentru stoparea bullying-ului? Eu n-am auzit. Lucrez de foarte mulți ani cu copiii și am lucrat în 11 școli până acum, dar eu n-am văzut niciodată un curs despre asta. Deci ar trebui să se întâmple ceva. Ar trebui ca Ministerul Învățământului să facă un astfel de curs despre cum să combați fenomenul bullying. O altă soluție este învățarea părinților despre acest fenomen. Da, deși părinții la rândul lor trebuie să învețe despre asta. Trebuie să știe cu ce se confruntă copiilor, nu? Dar de multe ori pe părinți nu interesează, ei se duc la muncă, alții pleacă în alte țări să muncească, nu? Îți dai seama, ce-l interesează pe părintele ăla de copilul lui, nu? Deci părinții ar trebui să conștientizeze că bullying-ul este o realitate și este ceva negativ care influențează în rău viața copilului. Deci ar trebui să facă ceva, ar trebui să se informeze, ar trebui să învețe despre chestiile astea, nu? Asta ar fi o soluție, nu? De aceea îndemnul nostru este: implicați-vă serios pentru ajutarea copiilor dumneavoastră. Cum puteți ajuta copilul? Păi în primul rând, când vine de la școală, trebuie să discuți cu el, nu? Trebuie să păstrezi o cale de comunicare cu copilul tău, nu? Trebuie să discuți în fiecare zi, să-l întrebi cum a fost la școală, ce a fost bine, ce a fost rău, ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat să fie cineva, să aibă cineva un comportament agresiv față de tine, ce s-a întâmplat în drumul spre casă, pe autobuz, pentru că se întâmplă de multe ori lucruri destul de ciudate. Uite, de exemplu, eu când am fost elev, în clasa 9-a sau a 10-a, nu mi-aduc aminte exact, s-a întâmplat că eu aveam de făcut două stații cu tramvaiul de la școală până acasă. Ei, colegii mei, la stația unde trebuia să cobor, eu nu m-au lăsat să cobor. Și a trebuit să mă mai duc încă o stație
cu tramvaiul și apoi am reușit să scap din mâinile lor și să cobor cu greu. Deci uitați ce se poate întâmpla în drumul spre casă, pe autobuz sau pe tramvai. Deci toate lucrurile astea tu trebuie să le știi. Copilul trebuie să ți le spună, nu? Dar dacă comunicarea ta cu copilul tău este blocată din cauza orgolului tău, din cauza neștiinței tale, poate, atunci ce vei face? Trebuie să fii foarte, foarte deschis la comunicare, nu? La comunicarea cu copilul tău. Ai putea să-l mai întrebi copilul tău, ai văzut pe cineva care a fost agresat la școală? Copilul trebuie învățat să fie atent și la ceilalți, la cei din jurul lui. Da, deci de multe ori există situații în care un copil este agresat, un copil care are parte de bullying și există și spectator, nu? Există alți copii care asistă la asta, dar ei nu fac nimic. Din contră, fac poze sau filmări, nu? Acest lucru nu este în regulă. Deci, în momentul în care un copil este agresat, ceilalți ar trebui să-i sară în ajutor, practic, nu? Dar parcă în ziua de astăzi nu mai există acea sensibilitate, nu mai există acea compasiune sau acea empatie cu cel din jurul tău. Așa că uitați câte lucruri putem să-l învățăm pe copilul nostru, nu? Să-l învățăm să fie empatic, să-l învățăm să-i ajute pe cei din jurul lui, nu? Asta putem să facem ca să stopăm fenomenul acesta bullying și să ajutăm pe copilul nostru, nu? Un alt lucru despre care ar trebui să vorbești cu copilul tău este să-l întrebi dacă există la școală o persoană la care poate apela atunci când este agresat. Da, de multe ori în școlile noastre din România nu există persoane calificate care să facă consiliere cu copiii, nu? După cum am mai spus, am lucrat până acum în 11 școli și știu că în majoritatea școlilor nu exista o persoană de genul acesta. Până la urmă ar trebui să fie profesorii cei care să vină în întâmpinare, cei care să discute cu copiii. Dar de multe ori profesorii au problemele lor, au condica lor care trebuie scrisă, au actele lor care trebuie semnate și copiii sunt lăsați de izbeliște. Deci nu-i normal, nu-i normal. În fiecare școală ar trebui să fie o persoană care să fie abilitată în acest sens, ca să discute cu copilul, ca să consilieze copilul sau copiii în problemele lor, nu? Cum mai poți tu să-ți ajuți copilul? Învață-l pe copil să aibă un plan la agresiunile care îi se aplică. Adică să plece cât mai departe, nu? În momentul în care cineva îl agresează, nu? Să plece de acolo, să nu mai stea în acel mediu, nu? Să ignore comportamentul agresorului. Cuvintele, gesturile agresorului spun ceva despre el, despre frustrările lui și nu despre copil. Copilul nu poate fi umilit atâta timp cât el nu crede că este adevărat ce spune agresorul. Așa că trebuie să ignore complet acțiunile și ceea ce face agresorul. Copilul ar trebui învățat că atunci când este agresat să spună persoanei care îl agresează pe un ton calm, să se oprească. Să nu-și arate emoțiile înaintea agresorului, pentru că agresorul se hrănește din asta, nu? În momentul în care agresorul vede că tu ești deranjat, dacă el face ce, îți face ceva rău, atunci el se hrănește cu asta și va continua să o facă, nu? Dar dacă tu nu te arăți deranjat sau supărat din această cauză, el practic nu se va mai hrăni din asta și va înceta, nu? Un alt lucru pe care ar trebui să-l învățați pe copilul vostru, să fie de acord cu agresorul. Și să ia totul în glumă, nu? În momentul în care tu te distrezi, tu glumești despre chestiile astea, agresorul nu o să mai fie motivat să-ți facă rău, nu? Apoi ar putea să discute cu un prieten despre ceea ce îi se întâmplă, despre bullying-ul care îi se aplică. Sau să discute chiar și cu un adult de încredere, nu? Să discute cu părinții, nu? Asta ar trebui să facă, nu? Învață-l pe copilul tău să discute toate lucrurile cu tine.
păstrează, cum am spus de la început, un canal de comunicare cu copilul tău. Dacă există canalul ăsta de comunicare, atunci copilul tău va rezolva mult mai ușor problema bullying-ului în viața lui. Ar putea fi învățat să-și petreacă timp cu prietenii care sunt de încredere. De multe ori am spus copiilor și tinerilor să-și facă prieteni de la biserică, nu? Cu tineri din grupul de la biserică, nu? Pentru că aceia sunt oameni de încredere, mulți dintre ei sunt copii din familii bune, copii care sunt educați bine și este mult mai bine să te împrietenești cu astfel de copii dacă vrei să-ți fie bine și dacă vrei să nu ai parte de bullying, nu? Sunt unii prieteni care îți bagi joc de prietenilor și persoanele care primesc bullying ar trebui să se depărteze de acei prieteni pentru că poate să devină în depresie din cauza acestora și nu e bine ca să ai asemenea prieteni. O altă soluție ar fi să-L pui pe Dumnezeu în centru familiei tale și în centru fiecărui membru din familia ta. Am spus mai devreme că familia este foarte importantă și în familie se învață unele obiceiuri. Dacă există o familie dezorganizată unde părinții se bat, se înjură, acolo copilul este dispus să devină agresor. Într-o familie unde există Dumnezeu, copilul va învăța lucruri bune și va crește armonios. Nu? De aceea să-L pui pe Dumnezeu în centru familiei tale este o soluție extrem de importantă la combaterea bullying-ului. Bullying-ul poate fi oprit prin a citi cuvântul Domnului, a te ruga Domnului sau a spune profesorul problema ta. O altă soluție este consilierea creștină. Este un ajutor foarte bun. Găsește pe cineva cu care poți vorbi. Cere ajutor. Noi am făcut acest video din dorința de a te ajuta. Dar dacă nu este de ajuns pentru tine doar să asculți ceea ce am spus noi aici, ne poți suna. Poți să ne găsești adresa de Facebook chiar aici pe canalul de YouTube. Poți să ne scrii mesaje pe canalul de YouTube. Poți să ceri ajutorul prin aceste mesaje. Noi putem să te sunăm. Chiar și tu ne poți suna pe Facebook și la orice oră din zi și din noapte noi putem să-ți fim alături. Așa că nu ezita, dacă treci printr-un bullying, dacă treci printr-o perioadă foarte grea în viața ta în care ai parte de bullying și nu știi ce să faci, sună-ne, dă-ne mesaj și cere-ne ajutorul. Dacă nu vrei nouă să ne ceri ajutor, atunci găsește-ți un consilier creștin. Un consilier care te poate ajuta, dar nu rămâi în această problemă fără să discuți cu nimeni, pentru că este foarte important să discuți cu cineva și să găsești o soluție la bullying-ul care există în viața ta. Deci iată că am ajuns la finalul acestui video, un video destul de lung, dar un video care să te ajute să înțelegi că fenomenul bullying există în România. Așa că împreună, haideți să-l combatem. Haideți să-l combatem și hai să facem ceva pentru copiii noștri din România. Dați share la acest mesaj. Nu dați share doar ca noi să facem vizionări cât mai multe. Nu! Dați share cu scopul ca să ajutați cât mai mulți tineri, cât mai mulți copii care au probleme cu bullying-ul. Acestea fiind zise, vă dorim ca Dumnezeu să vă ajute să depășiți orice obstacol greu din viața dumneavoastră. Până la următorul video cu o altă temă extrem de importantă, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze!